Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaj are Universul pentru tine în următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi acest videoclip. Hai să vedem așadar, din punct de vedere personal, profesional, financiar, dar și surpriza pentru sufletul tău, în următoarele 24 de ore, din momentul în care tu vezi această citire. Hai să vedem, dragii mei, mesaje. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Ok, se pare că a început citirea. Avem aici un rege de monede, faietonul, doi de bâte. Da, aici văd o conexiune cu o persoană foarte matură, foarte sigură pe ea. Poate discutăm despre o legătură cu o zodie de pământ. Taur, fecioară, capricorn. Putem să avem și zodia rac. O decizie luată pe un termen lung. Da? Sau poate să însemne și faptul că cineva vrea să vină de la drum lung către tine. Ce mai văd aici este faptul că ai în jurul tău o persoană foarte hotărâtă. Da? Foarte sigură pe ea. Poate să fie o persoană care e stabilă financiar sau o persoană pentru care banii sau planul ăsta material este foarte, foarte important. Personal avem îndrăgostiții, da? O legătură cu zodia Gemeni, dar văd eu că în acest moment există o atracție foarte mare față de o situație, față de o persoană. Îndrăgostiții, să știi că poate să vorbească și despre o pasiune mare pe care o ai față de o persoană sau față de o situație. În continuare avem justiția, deci o legătură cu zodia Balanță, dar ce văd eu foarte clar este că din punct de vedere personal aici se iau niște decizii importante, poate la nivel emoțional, fizic. Justiția îmi spune și despre faptul că poți avea legătură în viitorul apropiat cu niște acte, fie pentru casă, fie este o hotărâre importantă care se ia privind o relație de cuplu. Da? Este o hotărâre importantă. Cineva ridică sabia. Să vedem ce e cu îndrăgostiții. Ce spune îndrăgostiții? Ia să vedem noi. Și avem cavalerul de bâte, deci multă pasiune, cineva foarte entuziasmat, energic, plin de viață. Este o persoană căreia îi place foarte mult să trăiască clipa, dar nu văd neapărat pe cineva foarte, foarte serios aici. Dar poate să fie și un moment de atracție între tine și cineva. Mai vreau o carte. Da, împăratul. Aici o legătură cu zodia Berbec, dar văd eu o persoană foarte hotărâtă. Da? Dar este cineva care, repet, fie vrea doar să se distreze, fie este o persoană căreia îi place foarte mult să trăiască momentul. Împăratul spune și despre o persoană foarte înrădăcinată în propriile convingeri și ușor încăpățânată, deci cineva care ia hotărâri puternice. Să vedem justiția, ce vrea să zică. Luna și coasul de cupe, o legătură cu zodia Pești. Ei, aici este un moment de confuzie. Da? Urmează un moment de confuzie privind o decizie importantă. Ce mai văd este un moment plin cu emoții care are loc în viitorul foarte, foarte apropiat. E ca și cum te întâlnești cu o persoană și stabiliți ceva, sunt niște discuții acolo pline cu emoții sau chiar se discută despre ideea de sentimente, despre ideea de sănătate pentru alții. Da? Poate să fie și o întâlnire la o vreme de seară în alte cazuri. Împărăteasa, deci poate niște discuții în legătură cu o femeie, o femeie cu un copil sau o femeie care este stabilă material, poate să fie și un moment de confort, da? Poate te întâlnești cu o persoană, mănânci ceva, te simți bine. Poate este o întâlnire cu o prietenă pentru alții. Să vedem în continuare. Avem 9 de cupe, deci foarte multă împlinire, mulțumire în acest moment. Poate să fie și o bucurie mai mare din punct de vedere profesional sau financiar. Iar apoi avem 8 de bâte, deci aici văd un succes pentru tine. Un răspuns pozitiv pe care îl primești pe muncă, pe bani sau
poate avea legătură și cu un răspuns pozitiv privind niște cumpărături pe care vrei să le faci. Poate să fie și asta. Este o vestă pozitivă aici privind și o pasiune pe care o ai, dar văd, uite, și niște mesaje, e-mail-uri pe care le primești și care sunt pozitive, da? Uite, 3 de cupe, deci ai o mică bucurie aici, petrești ceva, e o primă realizare, care, uite, poate să țină și de bani sau poate este un răspuns pe care îl aștepți de la un șef sau de la un bărbat. Din nou a ieșit regele ăsta de monede. Aici văd că avem de-a face cu o persoană care este foarte tradiționalistă din fire și este o persoană și ușor încăpățânată, stabilă, doar că e cam complicat să-i schimb direcția acestui om. Deci poate să fie o bucurie mică legată de o firmă, de un proiect, legată de muncă sau chiar de un coleg. Să vedem 8 de bâte ce vrea să zică. Justiția. Ei, aici tu primești un răspuns favorabil privind niște acte, privind un contract, poate este o hotărâre pozitivă sau un răspuns pe care îl primești legat de bani, legat de muncă, dar din nou avem legătură cu zodia Balanță. 6 de monede. Deci bani pe care îi primești sau bani pe care îi dai, însă cu banii ăștia e ca și cum îți rezolvă problemă. Da? Să vedem. 5 de cupe. Da. Este o bucurie legată și de o pierdere. Deci cumva ceva se lasă în urmă aici. E ceva important. Asul de bâte. Da, se renunță la ceva, dar se merge pe un nou drum. Uite, poate să-ți vină o idee genială. Asul de bâte înseamnă un nou început, înseamnă un nou mod de a acționa, dar și un răspuns pozitiv, așa cum ziceam. Hai să vedem surpriza pentru tine. Avem valetul de cupe și 4 de bâte. Surpriza este o invitație la o petrecere pe care o primești. Sau surpriza este o veste bună pe care o primești la o zi sfântă, la o zi mare sau undeva pe la amiază. Cineva te invită undeva, cineva vrea să se apropie de tine. Poate este o nouă persoană pe care o cunoști sau o veste bună poate legată de un copil, cei care aveți copii. Hai să vedem valetul de cupe. Ce zice? 2 de cupe. Uite, surpriza este că cineva te invită să vă vedeți sau cineva îți propune dragoste, cineva îți propune să mergeți împreună undeva. Poate discutăm despre o persoană foarte apropiată de inima ta, cum ar fi cineva din familie sau un prieten. Pentru unii e și de dragoste, bineînțeles, dar depinde de situație. Da? Cineva care reacționează așa într-un mod foarte, foarte dur aici. Sau poate tu vei reacționa dur. Ia să vedem. Încă o carte. 3 de monede. Da, este o veste bună privind, nu știu, un grup mai mic de oameni. Sau uite, poate să fie o veste bună privind studiile. Da? Privind un examen pentru unii. 4 de bâte. Nouă de spade, deci cineva e foarte stresat. Doi de monede, regina de spade, asul de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Aici, uite, invitația asta, da, sau vestea asta pe care această persoană ți-o dă, poate să streseze puțin. Însă ce văd eu este că se ia o hotărâre importantă privind o situație duală sau o situație care nu e sigură. E ca și cum se cântărește ceva, se stabilește ceva. Hai să vedem ce zice și tarotul meu cu surpriza asta. Eu cred că este o surpriză frumoasă, e ca și cum reușești să rezolvi ceva pe neașteptat. Da? Ia să vedem noi. Noroc și ești lăudat, onorat.
Deci surpriza pentru tine este că ești lăudat, ești onorat, vei avea noroc. Dar văd, uite, o prietenă sau o persoană așa rece, foarte bine organizată, foarte rațională, cineva care, zic eu, că te ajută foarte mult în toată povestea asta. Da? Avem o companie plăcută. Și realizarea dorințelor. Deci aici surpriza este că ție ți se realizează o dorință. Vă rog, nu vă gândiți doar pe dragoste sau doar la persoana aia care vi se învârte așa în minte. Poate să fie și un prieten, poate să fie și o dorință, nu știu, poate mic. Da? Reușești să rezolvi ceva aici, e clar. E ca și cum dai peste o persoană bună, o persoană blândă, o persoană frumoasă, cineva care ți este alături, cineva care te ajută enorm, enorm de mult. Mai vreau o carte. Proces și judecată. Deci are legătură din nou cu o hotărâre. Eu aș zice că e și despre viața privată. Pentru că a apărut și justiția aici. Da? E o hotărâre în legătură cu o pagubă, cu o pierdere. Dar cumva paguba asta, pierderea asta e norocoasă pentru tine. Și totul vine ca o surpriză. Ca o surpriză. Hai să vedem îngerii romantici ce zic. Îngerii romantici zic despre niște probleme în familie. Ci că iubirea ta va funcționa mai bine pe cât îți vei ierta părinții. Da? Sau pe cât îți vei rezolva anumite probleme cu familia ta. Da? Poate acolo sunt probleme. Sau cineva care are probleme în familie. Nu știu. Apoi avem rămâi optimist asupra vieții tale. Da? Rămâi optimist asupra vieții tale, pentru că această gândire pozitivă te ajută să îți atragi acea persoană potrivită. Iar ultimul sfat din partea îngerilor este să cunoști cealaltă persoană mai bine. Pe cât te vei cunoaște mai bine cu o persoană, pe atât se vor lega niște punți mult mai puternice între voi, deci niște legături mult mai puternice se formează atât timp cât tu reușești să vezi, să cunoști mai bine cu o persoană. Și uite, ți se zice clar aici să renunți să mai controlezi situația, că undeva nu mai există atracție, nu mai există chimie, adică ceva nu mai poate funcționa, ceva trebuie schimbat, ceva trebuie schimbat. Hai să vedem și acest oracol ce vrea să transmită. Ok. Avem o hotărâre importantă, da? O hotărâre legată de familie, legată de o creștere, de un proiect. Din nou această senzație de stabilitate. Acum, fie tu ești într-o perioadă în care ești extrem de sigur pe tine, știi foarte bine ceea ce îți dorești. Iar apoi avem ursul, da? Deci putere, resurse și frică sau, nu știu, proiect, sarcină, ceva ce crește, da? Poate fi un proiect sau niște frici pe care cineva le are. Este un ciclu aici care se închide. Deci e o etapă care se închide și se deschide alta. Avem multă înțelepciune. Că și cum tu treci printr-un moment în care viața te face mai înțelept, da? Sau cineva din jurul tău devine mai înțelept. Poate să fie și asta, da? Ia să vedem și Lenormandul ce părere are cu situația asta. Avem o femeie. O femeie care, nu știu, e supărată, e tristă, are niște probleme, poate de sănătate, poate de altă natură. Uite, e tristă în legătură cu dragostea, în legătură cu un copil, în legătură cu o nouă persoană. Ia să vedem noi. Dar văd aici și un prieten care este lângă casa ta, este un prieten care te ajută, care ți este alături. Dar ce mai văd eu este o hotărâre legată de final, deci un sfârșit pentru casa ta. Te eliberezi dintr-o situație, pui punct la un contract, rezolvi ceva important. Da? Însă eu văd clar o transformare importantă pentru tine.
și un moment de sinceritate. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc pentru că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și nu uita că dacă dorești o analiză pentru sufletul tău, găsești oricând gratuit pe noua aplicație de tarot care îmi poartă numele, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Aveți link în primul comentariu dacă sunteți curioși, e absolut gratuită utilizarea ei și oricând aveți nevoie de o ghidare, mă găsiți cu drag acolo. Vă îmbrățișez pe toți și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.